Vă salut, oameni frumoși, este final de an, un an 2021 plin de dificultăți, dar și de satisfacții și astăzi o să mergem la un om vesel, pozitiv, pe care îl cunoașteți cu toții și anume la Bogdan Bobrădulescu. De fiecare dată când mă văd cu el, el e bine dispus și în fața camerei și în afara camerei. Eu în fața camerei sunt vesel, dar în afara camerei poate azi mai low energy, mai black, poate m-ați văzut pe stradă. Astăzi mergem la el și ne întrebăm, bă Bob, vreau și în 2022 să fiu bine dispus, fericit. Ce recomand? Ce să fac? Poate are el ceva secret pe care noi nu știm. I-am adus ceva de băut, un rom de la Captain Morgan. O să facem un drink, un cocktail și o să stăm frumos ca doi prieteni la o poveste și o să aflăm secretele lui. O gazdă de nota 10. Direct ne așteaptă în ușă. Te salut, Bob. Mă un pic. Servus, Mircea. Servus, Cristi. Servus. Uite, așa arată un om care stă în casă și lucră. Tot timpul când îl sun pe Bob, da. Lucrești tot timpul. De răspunsul lui când sună telefonul, da, dragă, ce faci? Ce faci? Că mi-am adus niște lemne, mă ghețam mâine să bag pe foc să plec. Mâncă aia gura ta acolo. Haideți să nu întrăm. Bob, bineînțeles că n-am venit cu mâna goală. Eu acum am întins mâna să te întreb cu ce te servesc. Păi uite, ți-am adus și ceva de băut, ceva bun, un rom. Și, no, acum, ca să fie o gazdă bună și așa, prepar un drink, un cocktail, stăm frumos la cu sufletul. Bine. Altfel începe anul după ce. Îl vrei așa în pielea lui sau îl vrei cocktail? Aș prefera așa un cocktail, știi? Cocktail. Să depui un pic de efort. Bine, mulțumesc. Asta aveam nevoie în perioada sărbătorilor, un pic de efort. No, hai să-ți pregătesc. Ai văzut mulți barman la viața ta? Ioi. Știi gluma? Stați lângă, la nuntă, stați lângă cine vă face fericit. Și totul mai pe barman călare. De acolo, tot. Da? De acolo, da. Doamne ajută. Doamne ajută. Sărbători frumoase, Mircea. Și la toată lumea. Deci, Bob, așa cum am spus, tu ești foarte harnic și tot timpul activ. Și dacă, chiar dacă ai în garaj o grămadă de scule, văd că și pe aici ești cu o sculă interesantă. Ai făcut curățenie, ai știu că vin. Am făcut. Da. M-am pregătit pentru voi, am aspirat să fie frumos. Deci, de ce sunt eu invidios pe tine și poate mai sunt și alții? Că tu tot timpul ai energia aia. Și nouă ne place să credem că poate tu ai un secret. Ai o schemă că cardiunezie tu energia asta, multa ta. Am mai multe. Ai mai multe? Pe care le vrei. Păi zi-mi câte vrei tu. Tu e foarte drăguț că zici că ai energie tot. Uită-te la tine în ultimii ani, da. În tot ce ai făcut. Te-ai dus cu chef la filmări. Câteodată, da. Câteodată? Au fost și zile în care n-am avut energie ta. Când am ajuns acolo, am dat ce am putut mai bun. Dar okay. Tu și în afara camerei, tu când se oprește camera, ești același om plin energie. Așa e. Înseamnă că îmi place ce fac, aici am vrut să ajung. Înseamnă că îmi place ce fac și în fața camerei și în afara camerei. Să spun întrebarea care probabil și-o pun mulți tineri 20 de ani. Cum îți dai seama ce-ți place, Bob? Încercând. Cum poți să-ți dai seama ce-ți place dacă nu faci și încerci? Pe măsură ce începi și-o faci, îți vin ori idei, ori soluții, ori îți dai seama că faci bine, ori îți dai seama, bă, nu-mi place. Mircea, faptul că n-am avut multe când am fost mic, m-a determinat să trag să am. Și trăgând, am tras în toate direcțiile. De la noi am mai povestit-o. De la cules, cireșe și mere din locul în care stăm acum. Da. Asta era livada cu mer și destinul a făcut să mă aduc înapoi unde am fost la 13 ani, aci. Dar erai bine dispus când colegea cireșelele. Da. Neavând da. Multe, doi părinți iubitori și cu patru frați cu care mă împărțeam puținul pe care l-aveam, eu știam că la final de zi, fiecare găleată de cireșe o să-mi aducă bănuții mei, cu care o să pot să-mi iau ce am nevoie. Cum trăzneți să nu faci cu drag știind că o să fii recompensat pentru asta? Și de la 13 ani, tot ce am încercat ca job, mi-a adus o satisfacție într-o formă sau alta. Sunt mulți care poate se apucă de o chestie și nu le place, poate nu le place că nu-s bun. Tu ai fost din prima bun la toate chestiile? La nimic n-am fost din prima bun. Și cu toate astea I'm sorry. Nimeni nu-i din prima bun la ceva. Poate sunt ceva excepții. Au fost chestii pe care le-am făcut cu drag, pentru că mi-au plăcut și le-am făcut ala lung. Au fost chestii absolut groaznice pe care trebuie să le fac pentru bani. Tânăr, student, mai ales în America. Le-am făcut că n-am avut ce face. Dar acolo mi-am dat seama, uite-te, o să fac altceva pentru că asta nu mi se potrivește. Iar banii pe care i-am primit pentru jobul ăla de a șlefui nisip uitându-mă în sus, mi-au trecut prin mine și ieșeau pe partea altă tot praful ăla de șlefuit, era la plată mai bun, dublu, față de ce primeam când lucram ca și student. Și am zis totuși, ok, a fost o încercare și am făcut-o mercenar, știi? M-am dus, mi-am făcut treaba bine, mi-am luat banii și am zis, ok, mulțumesc, eu mâine nu mai vin la jobul ăsta. Era oricum job de la de overtime. Și m-am întors înapoi făcând ceea ce îmi place pe bani mai puțin.
Și acum mi-am dat seama că banii nu contează. Sunt lucruri pe care le refuz pentru că banii nu sunt atât de importanți. Câștigi mulți bani, dar pierzi, cu cât câștigi mai mulți bani pentru o chestie care nu-ți place, pierzi dintr-o stare de spirit care, pe care după aia banii nici măcar nu mai pot compensa. Ai început să-ți dai seama de chestia asta în momentul care ai știut, în care ți-ai știut scopurile, în momentul în care știu ce vrei, atunci e mult mai ușor să dai seama ce-ți face bine și ce nu-ți face bine. La mine se răsfrânge și ca actor și ca om în afara actoriei. Unul din lucrurile pe care e construit actorul este scopul lui în scenă. Când pășești în scenă, dumneata ca actor ai un scop. Ai 2 ore să-ți atingi sau să nu-ți atingi scop. Dacă împică cortina la ora 9 seara și te dai jos de pe scenă, nu mai ești actor. Ești Mircea, Bob, Cristi, cei care ne privesc. Dimineața când se ridică cortina și te trezești, e aceeași piesă pe care trebuie să o joci până seara. Mm-hmm. În fiecare zi altfel. Deci poți să ai scopuri în fiecare zi. Poți să ai un scop, poți să ai mai multe. Unele le atingi, unele nu le atingi. Și dacă stai să te gândești ca și viață, Mircea, ești în mijlocul rolului tău. Nu știi când pică cortina, nici la tine, nici la mine, nici la nimeni. Da. Dacă pică cortina, ți-ai atins scopul mare. Ți-ai atins mai multe scopuri mărunte care de fapt îți parte din scopul mare. Ai fost sau n-ai fost fericit? Mircea, deci ai to-do list. Am un to-do list. Ai to-be list. Man, next level, am un to-be list. Aveți to-be list. Adică, nu ce urmează să faci, ci ce urmează să simți. Cum ești? Cum ești? Îți împart ziua, uite așa, pe o coală a 4, te trezești dimineața. Da. Mircea, Cristi, eu, toată lumea. To-do list. Dimineața ai to-do list. Mă, toată omenirea aș face to-do list. Vreau să mă trezesc, am proiectul ăla de bifat, să plătesc factura aia, să mă duc să încasez acolo, să fac evenimentul ăla, să fac filmarea asta. Da. Toată lumea, toată ziua aș face to-do list. Luați foaia aia și întindeți-o mai tare și împarte-o în două. To-do list și în fiecare zi ai de făcut to-be list. Ok. Și ce scrii, da? Ce scrii în to-be list? Să fii fericit. Ce scrii în to-be list, da, mă? Să fii fericit. Bă, Mircea, poți să ai 35 de to-do list-uri, 7 le faci azi, restul le reportezi pe mâine, că așa e viața. Bă, dar aici la to-be list scrie bine. Fericit, am zâmbit, am făcut bine, am mare fericire în viață. Să fii fericit fără să faci pe altul nefericit. Mm-hmm. Să faci bine, să-ți faci ție bine, da. Asta e ca la masca de oxigen în avion. Asigurați-vă, adulții, că vă puneți voi masca și după aia ajutați pe ceilalți. Asigură-te că ești tu bine, că dacă eu, Bob, îți bine, toți îți bine în jurul meu. No, familie, cei care depind de mine. Dacă eu îți rău, îi nasol. Bă, la to-be list. Bă, Mircea, dacă a trecut o zi întreagă, ai bifat to-do list-ul, dar la to-be list n-ai bifat nimic, fericit n-ai fost, zâmbitor, ai înjurat toată ziua și ai dat cu capul de păreți, ai postat imagini cu lunea care sax, cu viața care tot, cu șeful care e un mui, toate astea. Man, dar de ce ai trăit ziua aia? Așa-l văd. Succesul e o reflexie a ta în societate și cum te privește societatea. Mircea, bravo! Băi, e un om de succes. Este. Pentru mine e important, mă bucur pentru Mircea care are succes. Dar eu m-aș bucura pentru Mircea să fie fericit. Uh-huh. Și succesul lui Mircea depinde de cei care privesc și de ce faci toată ziua ca ei să valideze succesul tău. Dar fericirea? Fericirea toate depinde de tine. Okay. De tine. Succesul depinde de cei din jur. Fericirea depinde de tine și când zic de cei din jur, nu ca la succes, de o lume care te privește. Fericirea depinde de tine și de o mână de oameni din jurul tău. Dacă ești singur, fericirea depinde de tine și de prietenii cu care petrești timp. Adică zice lumea, bine, Bob, normal să te gândi la Nelea că tu deja ai succes. Ai văzut oameni fără succes, dar fericiți? Că eu am văzut. Cu siguranță. Și tu, știu. Oameni care nu au avut succes în viziunea larga publicului, a oamenilor care apar pe internet, nu. Au fost oameni care au avut succes ei pentru ei. Vecini de-ai mei, 40 de ani au făcut aceeași meserie. Și le-au fost dragă și au făcut-o cu drag. Pentru fiecare lucrare făcută, pentru el a fost un succes, un mic succes. Da. Că a făcut clientul fericit. Din mâinile lui două, a construit un foișor. S-a dus acasă și a hrănit copilul nevasta și a doua zi s-a dus la alt job. Și cu zâmbetul pe buze în fiecare zi. Are succes, are. O auzit internetul și omenirea de el. Nu a auzit. Dar el e fericit. Când stai cu el și povestești la masă, e fericit. Cum e treaba cu renunțarea acolo? Cu cei din jurul tău? Cât renunți la gen, la tine pentru ceilalți? La ce apropiați mă refer? La familia ta? Renunț destul de mult. Da. Și aici există fericire în renunțarea aia? Da.
Există. Există un pic de dezamăgire. Există un pic de nervi. Există un pic de... Tu e mama, e de viață. Cum... Și exemplele de zi cu zi. Ești bărbat, astăzi ai chef, e vineri. Ai un weekend liber în față. Fericirea ta vine din planul pe care ți l-ai făcut vineri. Mi-am luat câinele în mașină, mi-am luat rucsacul, m-am urcat în mașină, m-am dus la munte. Tu îți făceai planuri, tu te-ai văzut tot weekendul la munte, în cabană. Dar vine copilul și zice, tati, am nevoie, vreau să vii de seară cu mine la sărbare, mâine aia, mâine aia. Și atunci renunț. Lași fericirea ta deoparte, o lași. Dar o lași pentru că știi că o să o recuperezi. Și dacă nu-ți plănuiești să o recuperezi, adun numai frustrarea și dezamăgirea faptului că pentru tine nu ai timp. Și când vine vorba de comunicare, că aici oamenii fac așa o greșeală crucială în care înghit în sec, adună frustrare și nu zic nimica. Și un partener bun înțelege și o să zică, știu, iubitul meu, promit că mă revanșez. Dar ăla, omul bun de lângă tine, ține cont de faptul că weekendul ăsta l-ai sacrificat pentru familie și găsește o modalitate să echilibreze. Uite, weekendul viitor chiar n-avem nimic planificat. Și chiar dacă orice ar fi, facem ce vrei tu. Și tu le zici, mergem toți la munte, mergem. Și mai este o chestie în căsnicie pe care mulți nu acceptă. Am văzut-o cu ochii mei. El zice, mergem acolo. Ea zice, n-am chef. Nu, mergem acolo. Sau ea. Nu toate, suntem oameni maturi și independenți. Păi, eu vreau weekendul ăsta să mă duc acolo. Ba, am venit și noi, dar mi-e frig sau am alte planuri. Du-te tu și ciluiește-te și eu îmi văd de treabă. Ea a avut chef să citească tot weekendul și să împletească cu fetița păpuș. El a avut chef să alerge cu câinele în pădure, îmbrăcat în cizme până aici și să sape gropi. Fiecare și-a făcut to-be list-ul. S-a ocupat și de to-do list, dar s-a ocupat de to-be list. Și prefer oameni în orice formă de relație, profesională, personală, prefer oameni care seara se întâlnesc fericiți, cum s-a fost ziua, faină, șata, așa mea, mă bucur că te văd, decât de muțenie, de faptul că nimeni nu comunică, nimeni nu zice, fiecare adună în el frustrare, râcă, tensiune și nu știu de ce în câțiva ani după căsnicie, după căsătorie, dau unul în cap la altul căs doi străini care nu mai vorbesc. Dar certul este o parte firească? Da, e dezurată fiera cum bagă metalul în forjă, în foc. Da. Și după aia îi dă. Da. Ălea-s certurile. Un material bun pe care îl bagi în foc și îl călești, devine mai tare, un metal mai bun. Da. Și relațiile. Sunt relații pentru care certurile astea nu fac altceva decât să echilibreze și să aducă la numitor comun niște discuții, nevoi, tot. Și să întărească. Și să le întărească. Dar sunt relații pe care aceste certuri le fărâmă. Când te cerți cu celălalt, să amintești, n-am vorbit de scop. Da. Care este scopul? Să găsești împăcare și înțelegere sau să te desparți? La începutul discuției, cumva trebuie să ai un scop. Mă, care e scopul? Și ai zis-o bine. Scopul nu orice ar fi, eu am dreptate. Ai, câți oameni pierd cu iluzia că scopul meu e să am dreptate. Bă, mi se pare că ai toate răspunsul la toate întrebările. Am pe naiba. Am numai de la ce am făcut eu. Tu știi cât am greșit în căsnicie. Deci secretul ca să ai experiență e să greșești mult? Cumva? Da, mă! Neavând experiență în relație, când am început relația cu Irina, cu soția mea, bă, atâta greșeam. Bă, atâtea prostii am făcut. Fără rea voință. A fost, cred că, singura rațiune, povestim cu nevastă mea așa cum, a fost singura rațiune pentru care lupta să meargă mai departe. Da. Că ea își stabilise un scop, bă, omul e bun. Ca fundație, ca și construcție, ca esență e foarte bun. E foarte prost că n-are experiență. Și atunci face toate prostiile, Mircea. Atâtea greșeli și prostii făceam și la toată Irina se uita și zicea, bă, asta n-ai vrut să o faci. Ce? Aia ce-am făcut? Retard complet, aia ce-am făcut? Dar nu poți să faci asta, așa nu e ok, asta nu e corect, asta nu e... Eu, scuze, n-am știut. Se uita la tine și vedea, bă, e prost, că nu știe săracul. Și atunci Irina a făcut o chestie pe care toate femeile aș vrea să o facă. Să învețe să comunice cu bărbatul. Nu să-l manipuleze, nu să-l depaloșeze, nu să-l creeze pe prostalău dependent de ea și să ajungi să vezi ca 8 din 10 pensionari români în care dacă ea pățește ceva, el nu poate să-și încălzească, el nu știe să-și deschide ușa să scoată mâncare din frigider. Toți numai stau, nu știu să facă nimic în casă. Asta, din păcate, vine unor femei care îi fac pe bărbați dependenți de ea. Da. Ar fi mișto femeia să comunice cu bărbatul. Dar să se gândească orice femeie care aude vorba asta, că noi nu avem nimic din profunzimea
și din layerele, din straturile de comunicare pe care le are femeia. Că suntem animale simple. Și atunci ar fi mișto să vorbești cu bărbatul, puiul meu. Trebuie să facem aia, aia, cum ar fi să, spunem ce vrei să. Și ea să întrebe simplu, mutalău să răspundă, și ea să zică absolut, ok, n-am prea înțeles, explică cum ai vrea. La fel și el, să-și facă curaj să zică, tu, asta cum vrei să o facem? Și să se asculte unul pe altul. Tu acum știi să comunici. Învăț. Da, încolo, Bob, nu știu să... Nu știu. Tu ești... Pas. Bob, dacă îți faci religie, mâine ai 10.000 de... Bă, la 10.000 nu primesc sediu gratuit, deci nu mă bag. Și tu, de exemplu, ai vreun scop pentru 2022? Da. Și scopul meu nu are nimic de a face cu succesul de care sunt o grămadă de necunoscute. Da. Scopul meu pentru 2022 înclină balanța asta de echilibru înspre to-be list, nu to-do list. Să am chestii de făcut. Să simți mai mult decât... Dar trebuie să fiu bine. Îmi doresc lucrurile care depind de mine. Să mă țin sănătos, să mă țin fericit. Împreună cu familia și cu apropiații cu care lucrez. Și interesant că m-ai întrebat asta, că am vorbit-o cu băieții, cu epicii alarteri, la ultima filmare. Stat în bucătărie și am zis, mâncavaș, hai să facem plan pentru 2022, ce și cum să facem. Și am vorbit cu ei treaba asta. Da. Dacă tot ce am făcut anul ăsta îs la același nivel și anul viitor, îi bine. Dacă cu un pas am râs mai mult, am creat emoție mai multă, am făcut bine un pic mai mult decât am reușit să fac, n-am pierdut. Deci deja sunt câștig. Păi, ținând cont că mă bară toate răspunsurile, o să te întreb care numele la loto, poate ne spui și pe astea să închidem aici. Dar... Tu am răspunsurile mele, dar poate-s greșite, Mircea. Da, e adevărat, adică fiecare are răspunsul lui, dar tu e un răspuns în care tu crezi de fiecare dată, nu? Eu cred. Dar ce m-ai întrebat tu azi pe mine și îți mulțumesc pentru rumul ăsta bun și pentru povestea asta? Tot ce m-ai întrebat azi pe mine. Da. Cum ar fi să stăm și să te întreb eu pe tine? Da, și să-mi zici tu la 30 și ceva de ani punctul tău de vedere. Mm-hmm. De om de succes. Da. De om mulțumesc pe care știu o țară întreagă. Mulțumesc. De om pe care bunica îl iubește de câte ori vorbesc cu dumnea ei. Mami cu tati fericiți și împliniți de tine, mândri, nu? Că mami cu tati sunt mândri de tine. Că i-ai făcut mândri. Mă bucur, da. Becleanu e mândru, că mă, tot Ardealul e mândru. Și te-aș întreba pe tine de to-do list-ul tău, de to-be list. Și atunci, la toate întrebările astea, aș vrea să-mi răspunzi tu, mă răspunzi tu la anul. Îți promit că mai facem un video, Bob, ne punem la masă, dacă îi să și filmăm și să... Răspund și eu din ce știu eu, cu vreau să știu. Adevărul meu. Vreau să-ți mulțumesc mult pentru răspunsurile astea, atât la nivel personal, pentru că eu am învățat foarte multe, cât și numele oamenilor care, no, clar, ai ce să vezi din ceea ce spui tu, ai experiență de viață și puțin oameni pot să fie atât de profund ca și tine, să aibă maturitatea asta și să accepte așa, așa puternic, cum o faci tu. Mersi că ai stat cu mine la o băută, aici la un Captain Morgan, tu văd că l-ai... Stins, mai punem unul. A fost un an 2021 foarte interesant. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit și te las pe tine să faci o ultimă urare. Știți urarea? Să fiți fericiți și sănătoși. Eu nu mă o reformulez din punctul meu de vedere cum funcționează. Vă rog, faceți-vă fericiți și faceți-vă sănătoși. De voi depinde. La mulți ani 2022. Dacă vreți și succes, ăla-i bonus. Fericire e importantă. La mulți ani.